Spania pierde locuitori pentru prima dată după 2015. Mortalitatea și emigrarea a redus populația cu peste 100.000 de persoane. Românii continuă să fie cea mai mare comunitate de cetățeni europeni, dar scade și numărul lor. Mai multe informații ne aduce chiar acum în direct colegul meu, Felix Damian, corespondent al EF News în Spania. Felix, bună dimineața! Cât de mult a contat pandemia la calcularea acestor date? Pandemia a fost decisivă, Iulia, în privința evoluției negative a populației din Spania. Pentru prima dată în ultimii 4 ani, Spania pierde un număr important de locuitori. Sunt 106.000 de persoane care nu mai apar în evidența populației. Acest deficit demografic a fost asociat cu numărul mare de decese provocate de SARS-CoV-2 în ultimul an, cu reducerea migrațiilor odată cu închiderea frontierelor și, într-o mică măsură, cu scăderea natalității. Spania are acum o populație de 47,3 milioane de locuitori, dintre care 11% sunt cetățeni străini. Felix, câți români trăiesc în Spania? A scăzut și numărul românilor rezidenți aici în ultimul an. Datele culese de Institutul Național de Statistică vorbesc de o reducere cu 4,2% a comunității românești, care numără totuși 643.000 de membri înregistrați la primăriile din Spania. Criza economică provocată de pandemie i-a făcut pe mulți români să se refugieze în alte țări europene, unde au găsit un loc de muncă sau unii s-au întors acasă în România. Și în ce domenii lucrează românii de acolo? Compatrioții noștri continuă să fie cea mai activă comunitate străină din Spania. Peste 325.000 de români muncesc aici în mod legal, unde conduc în topul contribuabililor străini, dar sunt și primii la cei care beneficiază de un ajutor de șomaj, unde sunt înregistrați 52.000 de români șomeri. Pandemia i-a afectat pe cei care lucrau în baruri și restaurante sau în domeniul serviciilor, dar angajările au crescut în ultimele luni în rândul specialiștilor în electricitate, gaze și aer condiționat. De asemenea, au fost contractat mai mulți străini în Spania în domeniul serviciilor sanitare și în sectorul finanțe și asigurări.